După ce a devenit o urgență națională în Franța și a dat peste cap industria ospitalității în mai multe orașe europene, problema ploșnițelor a ajuns și la noi. Bucureștiul este plin de ploșnițe, iar oamenii sunt exasperați după ce insectele au pus stăpânire pe casele lor. Ca să scape, mulți au fost obligați să arunce de la perne și saltele până la mobilă. Firmele de dezinsecție au 10 de solicitări pe zi, iar curățarea unui apartament costă sute de lei. Ploșnițele nu sunt vector de transmitere a altor boli. Ele pot genera disconfort sau afectări medicale prin propria lor prezență. Și aici ne referim la faptul că înțepătura, mușcătura de ploșniță se poate infecta, poate să ducă la celulită, la infecție locală, poate să creeze probleme de acest fel. Cel mai grav este că persoanele care se confruntă cu astfel de situații pot să ajungă la stări psihotice, pentru că simpla idee de a avea ploșniță în casă poate să le creeze probleme, poate să le creeze un disconfort privind odihna, să nu poată să se odihnească, să stea să le urmărească, să vadă dacă sunt, dacă nu sunt, cum sunt foarte mici, nu se văd, de cele mai multe ori se văd consecințele prezenței ploșnițelor, respectiv mușcăturile sau urmele lăsate pe așternuturile albe. Tot mai multe ploșnițe au invadat mai multe orașe din România, iar oamenii nu mai știu ce să facă ca să scape de ele. Specialiștii recomandă în primul rând spălarea așternuturilor la o temperatură ridicată, iar dacă nici așa nu scapă, să apeleze la servicii specializate, care pot ajunge la câteva sute de lei. Este foarte greu de scăpat de aceste insecte și nu numai că este foarte greu de scăpat, ele își modifică caracteristicile și se adaptează la tehnologiile dezvoltate pentru eliminarea lor și dacă acum câteva decade era mai ușor de eliminat ploșnițele care sunt în ziua de astăzi, sunt tot mai greu de eliminat pentru că noi avem cam aceleași substanțe, acum au apărut unele noi substanțe care se poate să îndepărteze, fie că sunt repelente să îndepărteze, fie să omoare ploșnițele, dar toate acestea vin cu un anumit cost. Ploșnițele nu reprezintă o problemă doar pentru țara noastră, ci pentru diverse țări europene, precum Franța, Belgia sau Italia, care se confruntă cu acest fenomen. Specialiștii le recomandă românilor să fie prudenți în cazul în care călătoresc în afara țării. În măsură de precauție, eu recomand păstrarea bagajelor în conținutul original și închise, să folosim pungi autosigilabile, acei saci care devid, în așa fel încât lucrurile pe care nu le folosim să nu poată fi contaminate.